Mă numesc Călin Constantin, sunt inginer la ferma aceasta din 2011. Deci ne aflăm în Dealul Mare, zona Urlați, pe domeniile Cernahoschi. Ferma a luat ființă în 2008, odată cu primirea ca moștenire a 5 hectare de vie de domnul Cernahoschi și ulterior s-a dezvoltat prin cumpărarea suprafețelor din jur. Astfel că acum avem 52 de hectare de vie. În permanență, pe măsură ce s-a cumpărat, s-a și replantat. Astfel că toată suprafața este replantată și cu soiuri, să zicem, care se caută sau sunt actuale pentru piața de acum. 60% din suprafață avem soiuri negre, Cabernet Sauvignon cel mai mult, urmează Fetească Neagră și un soi mai nou în România, mai mult de încercare, așa, soiul Shiraz. Iar ca soiuri albe, avem Sauvignon și Riesling Italia. Eu folosesc în planurile de combatere de regulă și produse Syngenta. Pentru mine sunt niște produse sigure pe care mă pot baza în perioadele grele din timpul anului. Anul acesta a fost un an foarte dificil, cu ploi foarte multe și în perioada critică, cum o numim noi la vița de vie, adică de dinainte de înflorit și până la sfârșitul lunii iunie, chiar început de luna iulie. Ploat în total cam în jur de 200 de litri. Dacă 2-3 zile nu ploua, era umbră și frig. Deci umezeala a fost permanent. Asta a făcut ca lucrările de întreținere la vie să se desfășoară destul de greu. Posibilitatea de a intra în vie ca să faci tratamentele a fost uneori întreruptă de ploile astea și chiar ne-a făcut să ducem tratamentele la o perioadă mai lungă decât normal, la un interval mai lung decât normal între două tratamente. Eu am folosit de probă anul ăsta, pentru că e primul an când folosesc, Orondisul pentru mană și l-am poziționat ca și tratament la scuturarea florilor. Am stropit undeva pe 17 iunie, pentru că înfloritul a fost tardiv anul ăsta din cauza la temperaturile mici din luna mai, început de iunie. Și după acest tratament a urmat o perioadă de 3 săptămâni în care efectiv n-am mai putut intra să facem stropire, să venim cu următorul tratament. În mod normal ar fi trebuit la timpul care a fost să revenim la 10-12 zile maxim, să revenim cu următorul tratament. Nu s-a putut. Am ajuns și am făcut tratamentul la 18 zile. Acum, treaba asta a avut și o parte bună, pentru că am putut să observ efectul Orondisului pe o perioadă mai îndelungată. Practic, la 18 zile de la efectuarea tratamentului, via era curată. Nu aveam pată de mană pe frunze, nu aveam semne de mană pe inflorescențe, pe ciorchine, deci era absolut ok. Ceea ce mă face să spun că este un produs bun și chiar își face treaba. După aceea, la 18 zile am reușit și am intrat, am făcut tratamentele care urmau și a fost ok. Deci, cu toate că anul a fost foarte problematic, cu condiții foarte bune de mană și aici unde ne aflăm, este ca soi Fetească Neagră, un soi foarte sensibil, atât la mană cât și la făinare. Aș vrea să mulțumesc echipei Syngenta pentru colaborare, pentru prezența reprezentanților în teren de câte ori a fost nevoie, pentru recomandările lor și vreau să recomand produsele Syngenta tuturor fermierilor să aibă încredere și să le folosească așa cum trebuie, atunci când trebuie. Și lucrurile vor fi ok.